Salut, stupare din Republica Moldova și din România. Astăzi suntem în data de 21 noiembrie 2019. Am ajuns aseară în Cipru și acum vreau să prezint câteva crâmpeie așa din ceea ce am găsit aici. Suntem aici într-o plantație de banane. Cam așa cresc bananele. Avem bananele verzi, inflorescența. Fiecare struguri este acoperit cu niște saci. Vedem. La fiecare pas se întâlnește astfel de plantații. Sunt foarte, foarte multe. Practic în fiecare grădină vedem treaba asta. Este destul de cald. Azi am avut 28 de grade în termometri. Am fost pe plajă, ne-am scăldat în Marea Mediteraneană. Destul de plăcut. În România și Moldova am discutat cu câțiva prieteni. Mi-au spus că chiar ninge. Aici floare destul de frumos. Uite, aici avem vanilia. Pentru prima dată am văzut-o. Aici avem cactuși sau ceva din specia cactușilor. Au niște fructe smoi destul de gustoase, comestibile. Am probat azi destul de aromate și comestibile, adică foarte gustoase, dulci, dulci. Vedem aici și vie. Adică e ceva interesant pentru noi ce aici am găsit. Aici, nu departe de vila care am închiriat-o, avem și un restaurant. Din nou, cactus. Vreau să spun, sunt plantații întregi de astfel de cactus. Aici avem fructe verzi încă. Copaci, pomii de măsline pe toate drumurile. Uite, astea sunt măslinile. Foarte interesant pentru noi. Aici vila Dioni, ce aici am închiriat noi. Acuși ajungem vila Indial. Ne aflăm la periferiile orașului Pafos, partea de vest a insulei, Pafos, Republica Cipru. Uite cum cresc măslinii, plantații întregi iarăși. Aici avem un pom de rodii. Rodii la tot pasul și ele. Foarte bune, aromate. Uite, am rupt una, coapte, flori unde vezi, foarte cald, plăcut. Mai departe se întâlnesc și copaci de felul ăsta, niște măslini sălbatici, să-i spun că sunt niște fructe destul de mărunte. Aici, în apropierea vilei care am închiriat-o, stai, cum le spune în română, acuși mi-aduc aminte, curmale, da, curmale. Uite cum cresc. Pe jos sunt căzute deja coapte. Dulci, cum le știm. Aici avem portocalele. La fel căzute pe jos. Dar sunt și un pom destul de gustoasă.
Aici avem lămâile la îndemână. Nu mai trebuie să procurăm, sunt și coapte, sunt și verzi. Uite, cam așa, pe același pom găsim și lămâi coapte și lămâi verzi. Uite, să iau una la ceai, o lămâie. Ceva neobișnuit pentru noi, adică, încă o dată spun, flori, am văzut foarte multe albine. Acolo avem stuful, un stuf foarte, foarte gros, așa, are cam 30 de milimetri în diametru. Iarăși flori, curmale comestibile, degeaba. Aici florile. Avem și mașina care am închiriat-o. Și drept aici să circul partea stângă a drumului și foarte dificil prin intersecții, trebuie răpejor să-ți lucreze capul. Aici spatele vilei. De proprietar încă nici nu l-am văzut, ne-a lăsat cheia, ne-a spus în și loc, am luat cheia, am deschis, stăm. Uite, aici avem un bananier iarăși înflorit. La plecare trebuie să lăsăm cheia la loc. Se lucrează pe încredere. Aici, așa decorativ făcut, ceva frumos. Avem și frunza de dafie. Avem și bazinul unde ne scăldăm. Locul unde facem grătar, în asta seară facem și grătarul. Masa unde stăm aici. Vila unde ne-am cazat, am luat o vilă, suntem 8 persoane, două familii am venit. Terasa unde stăm. Salut, Dorina! Dorina face boalfe. Mănâncă! Acuș. Aici bucătăria unde stăm la masă. Zona de odihnă, baie pentru fiecare cameră, un dormitor. Mergem și la etaj. Aici mai avem un dormitor. Destul de frumos, cu ieșiri la terasă. Încă un dormitor. Dormitorul nostru, de fapt. Cu ieșirea la terasă, masa. Avem terasă de jur împrejur, bazinul din not, avem și Marea Mediterană la vreo 300 de metri de noi, cred. Suntem pe litoral. Destul de frumos, baia cu jacuzzi, cabina pentru duș, în fiecare cameră este așa. Din coace alt dormitor, un pătuc pentru copii dacă este nevoie. Cam
Așa ne petrecem vacanța. Păcat că-s puține zile. Salut! Salut, soția, copilul cel mic. Asta e destul de plăcut, cald. Pregătim și o gustare acum, la moment. Cum, Andrei, bine? Da! Unde ne aflăm acum? Masa de tenis. O distracție destul de plăcută. Acum, după cum mi-au spus colegii ninja în Moldova și România, chiar nu ai plecat de aici. Vă zic o zi bună în continuare și nouă distracții plăcute.